Biserica este în starea laodiceană. Prezența lui Dumnezeu nu mai e în mijlocul ei. Așa să ajungem și noi. Biserica este așa. Este un adevăr solemn și teribil că mulți dintre cei care au fost zeloși în proclamarea solingilor al treilea devin acum neatenți și nepăsători. Linia de demarcație dintre oameni și din oamenii din lume și pretinși creștini este aproape invizibilă. Mulți dintre cei care pe vremuri erau adventiști zeloși se conformează lumii, practicilor, obiceiilor și ecolimului ei. În loc de a călăuzi lumea să asculte de legea lui Dumnezeu, biserica se unește tot mai mult cu lumea în neascultare. Zilnic biserica se îndreaptă spre lume. Această carte sunt niște lucruri foarte importante, dar care nu le putem cuprinde. Înregistrarea unei biserici la Departamentul Culturilor permite statului să controleze serviciile religioase ca și colecta și darurile. O astfel de legătură nepermisă dintre un guvern care respinge pe Dumnezeu și o biserică ce mărturisește pe Dumnezeu duce o jlaură jarnică legătură de căsătorie încă de la început. Întorceți-vă copiii răzvătiți. Exemplul nostru nu este nici pastorul, nu este nici conferința generală, deși trebuie să depindem într-un mare măsură de filiera aceasta, dar viața mea personală nu e legată de faptele lor, de metodele lor. Domnul Hristos este singurul exemplu pentru noi și am mai putut să spun Apostol Pavel călcat pe urmele mele. Simțea că și eu am pus, întrucât și eu cap pe urmele Domnului Hristos. Situația noastră nu este lipsită de speranță, dar așa cum scrie în Ieremia, întorceți-vă copii, eu sunt Domnul. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune. Dacă nu, de sale. Alegerea este în mâna noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit la fiecare dintre noi, de aceea am menționat de la început. Nu poate un om pământean să spună, cum a spus Domnul Hristos, cel fără vină, să arunce. Toți suntem păcătoși. Toți suntem răi. Dar să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne spună la fiecare și să ne îndreptăm după el. Nu numai să auzim. De auzim, auzim, de auzim și aici și ceva. Să ne așteptăm, ca să ne îndreptăm, ca să ne poate da Domnul această mântuire veșnică. Domnul să ne așteptăm toate acestea și eu să fie mărșit la veci. Amin.